Paniile românești au ajuns să atingă un nivel record de performanță care să le permite să concureze cu cele din afară. Succesul oamenilor de afaceri români s-a datorat în mare parte eforturilor proprii și mai puțin sprijinului real din partea statului. Reprezentanții mediului de afaceri autohton cer mai multă comunicare din partea decidenților, stabilitate și predictibilitate fiscală și legislativă. Avem nevoie și de ajutorul dumneavoastră. Noi, față de o multinațională care până primește acordul de a face un proiect, de a-l implementa și așa mai departe, durează peste un an. Noi hotărâm astăzi, mâine implementăm. Vom fi acuzați că vrem să fugim de controle, ceea ce nu este adevărat, însă deja sunt foarte multe controle care nu-și mai ating scopurile, nu fac decât să consume energie și timp. Nu mi-a fost deloc ușor în ultimii 20 de ani de zile pentru a pune în aplicare această viziune de a deveni prima multinațională sau una din multinaționalele României. Am avut și urcușuri, am avut și coborâșuri. Comunicarea între mediul de afaceri, cred că se întâmplă, este însă fragmentată în mod evident. E acea teamă despre care vorbeam. Se poate face la lumina zilei, se poate face această comunicare obligatorie. Oamenii de afaceri prezenți la forumul Intact Media Group, dedicat capitalului autohton, au subliniat că marea problemă cu care se confruntă în prezent este criza acută a forței de muncă. Lipsesc 170.000 de salariați. Deci anul acesta avem 3.895.000 de salariați, vorbim de societățile cu jâl la poartă. Față de 4.065.000 anul trecut. Credeți-mă că n-aș inclina să spun că acești 170.000 au plecat în străinătate. Eu sunt convins că au migrat către sectorul de stat. Avem un alt potențial. Potențial uman din zona Cernăuț, din zona Serbia. Vorbim de români, vorbim de ortodoxi, oameni de aceeași credință care ne înțeleg și ne vorbesc limba, care din păcate au piedici masive de a se angaja în România. Mă doare când văd că nu se mai face practică. Guvernul și autoritățile iau deja măsuri pentru a aduce forța de muncă lipsă din străinătate. În 2019 se va dubla numărul permiselor de muncă pentru muncitorii non-UE, astfel încât numărul acestora să ajungă la 13.000. Însă până la finalul anului, numărul ar trebui să crească. Soluția este să relaxăm, să deschidem piața forței de muncă pentru rezidenți din state non-euro și acesta este un demers în lucru, în derulare. Vreau să vă atrag atenția că dacă cota pe care o vom stabili, nu știu, 100.000 să spunem, sau 150.000, se consumă, atunci nimic nu ne oprește, nu este o măsură care să ia o singură dată pe an, Ministerul Muncii poate să aprobe și pe parcurs. În același timp, trebuie folosit și capitalul uman care a rămas în țară, iar guvernul a venit deja cu măsuri prin care acordă subvenții celor care angajează ucenici și șomeri. Poate folosiți mai mult programul pentru ucenici. Sunt totuși 2.250 de lei pe lună, per persoană. E foarte important. Sunt convins că muncitorii, constructorii români din Italia, din Spania, habar n-au că legislația s-a modificat. Oamenii de afaceri au atras atenția că deseori s-au simțit discriminați în ceea ce privește accesul pe piețele din Europa și la fondurile din schema de ajutor de stat. Seara asta, dacă în 2019 nu pune efectiv piciorul pe accelerație agresiv, masiv, sau nu știu cum, până la podea, să dea drumul la investițiile publice mari, mari, să facă ce are de făcut pentru a stimula privatul să investească. Și vedeți că la noi pe ajutor de stat deja am semnat vreo 14 contracte și partea bună e că 7 dintre cele 14 sunt firme românești. Nu poți, în condițiile în care costul de finanțare aici sunt triple față de media europeană, n-ai cum vreodată să discuți despre o concurență corectă pe piața europeană. Forumul Capitalului Românesc, organizat de Intact Media Group, a ajuns în acest an la a treia ediție. În cadrul evenimentului a fost lansat și catalogul Român care dezvoltă România, un demers editorial care scoate în evidență afacerii românești cu tradiție, solide și mai ales antreprenori cu povești uimitoare în spate. Catalogul este deja la toate punctele de difuzare a presei și se distribuie zilnic alături de jurnalul.